Salutare, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu. Cu mare drag, astăzi vin în fața voastră cu o idee de pătrățel, o alternativă a pătrățelului bunicii, pentru că este o tehnică un pic diferită. Un pătrățel ușor de realizat, arată foarte bine pe diferite fire, respectiv pe diferite croșete. Deci aici am lucrat cu microfibră și am folosit o croșetă de 2,5 mm. Iar aici am folosit coton, bumbac 100% și am folosit o croșetă de 3,5 mm și după cum puteți observa, am două pătrate absolut frumoase. Unul este mai mic, altul este mai mare. De aceea vă puteți orienta cât de cât și vă puteți crea în minte un proiect pe bază de pătrățel. A fi la modă înseamnă a avea stil, iar pătratul bunicii întotdeauna este în vogă, se poartă de ani și ani de zile, din el putem face proiecte inedite care nu se găsesc în comerț. De aceea vă invit să urmăriți tutorialul, pentru că o să vă arăt pas cu pas cum se lucrează, sunt 6 rânduri de efectuat și cred că explicațiile mele o să vă fie de folos. O să vă placă acest pătrățel, această idee de pătrățel și o să lucrați împreună cu mine. Deci vom începe cu 5 ochiuri de lanț sau puteți începe cu un cerc magic. Aici deja după dorință. Eu o să încep cu 5 ochiuri de lanț pe care o să le unesc într-un cerc. Pentru a uni într-un cerc, venim în primul ochi cu care am început și pur și simplu facem un punct alunecat. Iată, avem un cerc similar cercului magic. Bine, acesta deja este închis. Capătul ăsta se ascunde pe parcurs. Astea sunt detalii. Deci, pentru a trece la rândul următor, facem 3 ochiuri de lanț și realizăm în interior, aici în cerculețul ăsta, 15 piciorușe duble. Toate deci în interiorul acestui cerc. Deci, iată, cele 15 piciorușe sunt gata și cu acele 3 ochiuri de lanț cu care am început, avem de tot 16, ca să fie clar. Și iată, în al treilea ochi de lanț cu care am început, vom face un punct alunecat. Este. Trecem la rândul 3. Pentru că numărăm și primul rând în care am făcut 5 ochiuri. Deci luăm 4 ochiuri de lanț și vom realiza de asemenea 15 piciorușe duble, dar deja de data asta le vom separa cu câte un ochi de lanț. Deci picioruș peste picioruș, dar facem între ele câte un ochi de lanț. Eu am ales fire un pic mai groase ca să fie mai vizibil. Voi însă puteți utiliza orice fel de fir. Cred că acest pătrățel o să arate bine pe orice tip de fir. Și deja cu un pic de imaginație veți putea crea lucruri minunate din el. Deci continuăm să facem aceste 15 piciorușe duble și să le separăm. Deci am făcut ultimul picioruș, am făcut un ochi de lanț și aici în al treilea ochi de lanț, realizez un punct alunecat și închei rândul. Rândul 3 este gata. În rândul următor vom face 3 ochiuri de lanț și imediat în spațiu, deci sub ochiul de lanț de rândul anterior, realizăm un picioruș dublu. Deci, mai departe, un ochi de lanț. Venim în următorul spațiu, acolo unde avem un ochi de lanț de rândul anterior și realizăm două piciorușe duble. Și așa vom proceda până la final de rând. Deci vom folosi un ochi de lanț și vom croșeta două piciorușe duble între spații. Continuăm.
Deci, iată, am ajuns la final de rând. Am făcut ultimele două piciorușe duble, un noi de lanț și voi încheia rândul, evident, cu un punct alunecat, ca de fiecare dată. Deci, iată. 1, 2, 3, 4. Al patrulea rând este finalizat. Trecem la rândul 5. Pentru asta facem 3 ochiuri de lanț și în spațiul alăturat, deci după aceste două piciorușe duble, nu încurcați, iată aici, realizăm un picioruș scurt. După care iarăși 2 ochiuri de lanț și realizăm în următorul spațiu un picioruș dublu. Deja din cercul nostru, din acest rând, o să o formăm un pătrat. Deci, iată, am făcut un picioruș dublu, după care fac 5 ochiuri de lanț și în următorul spațiu realizez un alt picioruș dublu. Deci, ăsta este primul colț. Iarăși, realizăm 2 ochiuri de lanț și facem un picioruș scurt. Iarăși 2 ochiuri de lanț și mai facem un picioruș scurt. Deci iarăși lucrăm cu spațiile. Două ochiuri de lanț și o formăm următorul colț. Adică deja în următorul spațiu realizez un picioruș dublu, 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5 și mai realizez un picioruș dublu în următorul spațiu. Iată, urmează să mai facem celelalte două colțuri. Pentru asta mai întâi facem 2 ochiuri de lanț, un picioruș scurt, iarăși 2 ochiuri de lanț, un picioruș scurt, deci lucrăm cu spațiile, iarăși 2 ochiuri de lanț și trecem la următorul colț. Mai întâi facem un picioruș dublu, 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5 și iarăși un picioruș dublu în următorul spațiu. Iată, deja avem 3 colțuri. Rămâne să facem ultimul. 2 ochiuri de lanț, un picioruș scurt, iarăși 2 ochiuri de lanț, un picioruș scurt, 2 ochiuri de lanț și deja realizăm un picioruș dublu, 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5 și celălalt picioruș dublu. Vedeți? Cât de ușor am făcut un pătrățel. 2 ochiuri de lanț și vom face un picioruș scurt. Iată, în primul ochi cu care am început. Nu un picioruș scurt, dar un punct alunecat. Și iată, am încheiat foarte frumos și acest rând. Bun. Trecem la rândul următor. 3 ochiuri de lanț și vom realiza în spații piciorușe duble. În primul spațiu realizăm doar 2, pentru că cu 3 ochiuri de lanț avem de tot 3. Trecem la următorul spațiu, realizăm 3 piciorușe duble. Deci, vedeți, noi lucrăm mai mult cu spațiile. Ajungem, iată, aici unde avem primul colț, realizăm 3 piciorușe duble. Trei ochiuri de lanț și iarăși 3 piciorușe duble, toate în colț. Iată. Și continuăm să facem în spații, în fiecare dintre spații, vom realiza câte 3 piciorușe duble. Iar în colțuri vom face 2 grupe câte 3 piciorușe duble.
Deci haideți să continuăm împreună până la următorul colț, după care deja vom croșeta de sine stătător. Deci realizăm în următorul spațiu 3 piciorușe duble. Iarăși în celălalt 3. În celălalt 3. Și am ajuns la următorul colț, unde facem de asemenea prima grupă din 3 piciorușe duble. Trei ochiuri de lanț și în același spațiu încă 3 piciorușe duble. Foarte simplu se realizează acest pătrățel, este ca o alternativă a pătrățelului clasic sau a pătratului bunicii, spuneți cum vreți, dar este un pic altfel, deci un alt design dacă vreți. Arată foarte bine, deci continuăm să o formăm și celelalte două colțuri. Deci, iată, am format ultimul colț, mă apropii de final de rând. Mai am un spațiu de umplut cu 3 piciorușe duble, neapărat. Și deja fac un punct alunecat în al treilea ochi de lanț cu care am început. Iată. Cât de simplu, dintr-un cerc am trecut la un pătrat. Acum venim cu ultimul rând, va fi deci 1, 2, 3, 4, 5, rândul 6. 3 ochiuri de lanț. În acest rând vom face piciorușe peste piciorușe. Cu un pic de modificări în colțuri. O să vedeți imediat cum procedăm. În colț. Până atunci, deci, realizăm piciorușe peste piciorușe. Iată. Continuăm. Până ajungem. Iată, vedeți? Am ajuns în colț. Aici, sub arcadă, realizăm două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț și tot aici, sub arcadă, două piciorușe duble. Deci, realizăm piciorușe duble peste piciorușe duble, iar în colțuri adăugăm două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, două piciorușe duble. După care deja continuăm cu ceea ce avem pe croșetă. Adică iarăși continui să fac piciorușe peste piciorușe. Și așa voi proceda până voi ajunge, deci, la final de rând. Deci iată, eu am finalizat pătrățelul. După mine a ieșit o splendoare. În proiecte îl putem folosi în această fază sau invers. Putem croșeta doar jumătate din acest element. Putem adăuga și un accesoriu. O să vin într-un tutorial următor cu o idee de accesoriu care poate fi prins aici în mijloc. Pentru astăzi însă atât. Sper că v-am inspirat cu acest pătrățel, că v-a plăcut și că o să-l lucrați împreună cu mine. Toate bune vă doresc și nu ratați o nouă întâlnire. Pa, pa!